gaz metan Mitjaș. Du jucători importanți. Eli Fernandez o minge deviată cu călcâiul, 1-0 pentru Universitatea Cluj din acest minut 9. Concretizată și pe tabelă dominarea clujenilor. Lăsată multă, prea liber, Eli Fernandez a centrat în forță. Era, n-a avut reacție, practic, Silveanu. Mingea se duce la colțul lung, văzut târziu mingea, portarul celor de la Concordia Chiajna. Nu sunt convins că mingea a fost deviată, sau foarte puțin, oricum este creditat la Dragoș Tescan cu acest gol marcat foarte repede de jucătorul Universității în Careu, la prima pară, o minge deviată, periculos, gol superb reușit de Eli Fernandez. Gol și pasă de gol pentru Eli Fernandez în acest debut de meci. Fostul jucător al Farului debutează perfect la Universitatea Cluj. A scăpat acolo din marcajul lui Năluț Roșu și a trimis perfect. Lângă poară, plonjon disperat al lui Silveanu. Era greu de anticipat un astfel de debut de meci. Mai puțin de un sfert de oră și Universitatea Cluj are două goluri pe tabelă.